Săptămâna a început cu prima probă de evaluare la clasa a 6 -a. Evaluarea se face în prezența profesorului de la clasă din materia studiată în ultimii doi ani. Practic de astăzi începe evaluările naționale la clasele a 6-a, a 4 și a 2-a. În această săptămână, astăzi și mâine, toți elevii de clasa a 6 vor susține evaluarea la clasa a 6 Astăzi au limba și literatura română, mâine au matematică și științe. Deși este pentru al treilea an în care elevii susțin aceste testări, mai mari din Ministerul Educației nu au explicat niciodată care sunt rezultatele la nivel național, notele fiind comunicate individual și nefiind trecute în catalogă. Totuși, există și un beneficiu al acestor examene. Cei care sunt acum în clasa a, 6 -a vor susține la examenul de vară națională, deci când vor absolvi clasa 8 a opta, numai din materia de clasele a, 7 -a și a opta. Fiecare testare durează 60 de minute.